Emisiunea Curierul Românesc se recepționează duminica astfel, între orele 10 și 11 spre Damas, pe 11.960 și 13.630 kHz, iar spre Teheran, pe 15.430 și 17.750 kHz, între orele 11 și 12 spre Yemen, pe 11.960 și 17.740 kHz, iar în Egipt, pe 15.430 și 17.750 kHz, și între orele 12 și 13 în Alger, pe 15.430 și 17.640 kHz, iar spre Paris, pe 11.780 și 15.260 kHz. Doamnelor și domnilor, vă dorim audiție plăcută! RRI are profiluri pe mai multe rețele de socializare și vă invităm să interacționați cu noi, între altele, prin Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud și Dailymotion. Ne puteți recepționa și pe TuneIn, canalul Radio România Internațional 2 sau pe telefonul mobil sau fix în Statele Unite, România, Italia, Spania, Franța și Marea Britanie prin intermediul platformei AudioNow. Radio România Internațională. Din sudul României ne spune cum a petrecut primul revelion în doi, departe de rude, de copii și de prieteni. Singurătatea i-a stimulat să evoce trecerea dintre ani, așa cum era sărbătorită, la Pâncota, în județul Arad, și respectiv la cea a Rosetii, în județul Buzău, de unde provin. Mulți conaționali, conștienți de riscurile pandemiei, au recurs la acest procedeu de izolare, atipic, totuși pentru pofta de viață și bucuria de a petrece în comuniune a românilor. Detalii aflăm de la Valentin Țigău. Reporter la Radio România Internațională. Am început un nou an și ne grăbim să nu împotomim cu speranțele noastre niciodată pierdute. În casa soților Ștefan și Georgeta, pentru prima dată revelionul a fost un tango retoric al celor mai frumoase amintiri. Pentru prima dată, fără rude, copii și prieteni. Moment de singurătate în doi, repetat în multe familii conștiente de riscurile pandemiei, dar total atipic pentru pofta de viață și bucuria de a petrece în comunune a românilor. Poftic la masa de-a doua zi, reporterul și-a ascultat cu respect și discreție gazdele. Bine că am scăpat de 2020. El este Ștefan, deloc din Pâncota, oraș multicultural din sudul Crișanii. Vânător, muzician, bon viver. Mi-aduc aminte că revelionul, care practic este ajunul Sfântului Vasile, presupunea niște pregătiri nu foarte elaborate. Din porcul care fusese tăiat, se făceau niște preparate proaspete, urmau o petrecere și după aceea toată lumea la culcare, iar a doua zi dimineață se mergea la liturghia Sfântului Vasile. Într-adevăr, în zona mea, la Pâncota, exista un fel de plugușor, dar nu ca cel muntenesc. Era cu biciu, cu buhai, nu exista, de exemplu. Purătorii strigau. Era o atmosferă aceea de trecere, dintr-un an în altul. Dar revelioanele acelea care le-am petrecut după aceea, de alea de toată noaptea, în copilărerea nu există.